Franco Corelli este tenorul italian născut la Ancona pe 8 aprilie 1921. El a împărțit scena cu multe cântărețe ale generației sale, printre care Maria Callas, Montserrat Caballé sau Renata Tebaldi. Franco a început să cânte la îndemnul unor prieteni care erau pasionați de operă, acest gen muzical dedicându-i se aproape exclusiv. Cu timpul, tenorul a devenit unul dintre marii interpreți ai căror cariere au fost dedicate aproape exclusiv operei, interpretând astfel o largă varietate de roluri din repertoriul francez și italian. Debutul artistului în 1953 a avut loc alături de Maria Callas în Norma, iar pe scena de la Scala apărea un an mai târziu. În 1957, Corelli debutează și la Covent Garden, în timp ce seara debutului la Metropolitan rămâne una de legendă alături de Leontine Prince în Il Trovatore. Ovațiile, la sfârșitul spectacolului, au durat mai bine de o oră. Herbert Vor Karajan l-a descris pe Corelli cel mai bine când a spus: este mai presus de orice voce plină de foc și pasiune, o voce ce poate să fulgere, dar și să fie plină de emoții. Cu toate aprecierile, Franco Corelli nu a fost considerat de talia celor trei mari tenori ai lumii, Carreras, Pavarotti și Domingo.